Și dacă Dumnezeu nu face să crească locul acesta, degeaba ne ostenim noi, degeaba venim noi în locul acesta, degeaba ne ridicăm noi glasurile, pentru că dacă El nu face să crească, nu crește. Dar apelăm la Marea Lui milă și la Marea Lui îndurare. Și apelăm la Marea Lui milostivire să-și aducă aminte de milostivirea și de promisiunile care le-a făcut. În ceea ce este scris în cuvânt. Și de aceea îl aducem pe micuțul Abel înaintea Lui în seara aceasta aici. Ca Dumnezeu să-L crească. Ca Dumnezeu să-I crească familia. Ca Dumnezeu să-I crească trupul. Ca Dumnezeu să-L ocrotească. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Stăteam și mă gândeam de ce ne vorbea Dumnezeu în seara aceasta de mândrie. Și stăteam și mă gândeam niște propoziții care le-am citit săptămâna aceasta. Culmea că stăteam și mă gândeam la ironia sorții, de aceea oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și să înțelegem că cu cât crește mai mult, cu atâta ne facem mai mici în împărăția cerurilor. Dacă nu ne aducem aminte de smerire. Spunea propozițiile acestea, motou, niciodată să nu te uiți de sus la cineva, decât dacă vrei să-l crești. Dacă nu vrei să crești pe cineva, niciodată să nu te uiți de sus la el. Și mă rog ca prin aceasta Dumnezeu să ne ajute. Și mă rog ca prin aceasta Dumnezeu să ne ajute să ne smerim ca acești copilași care sunt aduși înaintea lui Dumnezeu la binecuvântare. Și mă rog ca Bunul nostru Dumnezeu, în rugăciunea pe care o să facem, să ne mărească și să ne crească și credința în inima noastră. S-a dat citire și din Psalmul 78 și spunea cuvântul lui Dumnezeu în versetul 3, ce am auzit, ce știm. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri. Și stau și mă gândesc la cei care încă n-au făcut un legământ cu Bunul nostru Dumnezeu. Datoria noastră, spre cuvântul lui Dumnezeu, ce am auzit? Cum am putea noi să venim în locul acesta și să nu povestim așa cum spune în versetul 4? Nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni în laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. Minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața mea, pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta. Cum vom putea să stăm să nu povestim lucrul acesta? Cum vom putea să nu spunem spre cuvântul lui Dumnezeu ce ne-au povestit părinții noștri? Cum vom putea să ascundem de copiii noștri? Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, să ne mărească credința. Să putem să vedem pe Domnul în mijlocul nostru cu ochii credinței în seara aceasta. Să ne deschide Dumnezeu ochii minții, să vedem că El este prezent în mijlocul nostru. Cum Dumnezeu s-a arătat înaintea lui Toma, am dorit și nouă să ne se arate în Duhul nostru, să putem să-L simțim pe El. Și rugăciunea noastră să fie făcută în Duh și în adevăr și să fie primită de El înaintea scaunului Lui de Domnie. Și să ne ajute ori de câte ori suntem în locul acesta, ori de câte ori suntem în alte locuri, pe la casele noastre, că suntem numai noi cu copiii noștri, că suntem noi cu prietenii noștri sau cu noi cu cineva care nu este mântuit. Cum să putem să ascundem marea îndurare a lui Dumnezeu care s-a arătat față de mine? Cum să putem să ascundem lucrul acesta? Suntem datori să vorbim despre mântuirea care Iisus Hristos ne-a dat-o, despre jertfa Lui din Golgota, despre răscumpărarea Lui care ni s-a arătat și nouă, slăvit și lăudat să-I fie numele. Am dorit să venim înaintea lui Dumnezeu pe genunchi. Și să ne rugăm, așa cum am spus, pentru familia Grosu, pentru Adrian și Abișoara și copiilor, cât și să ne rugăm pentru poporul din locul acesta. Amin. Domnul nostru Iisus Hristos ne-a spus ucenicilor, pace vouă. Dumnezeu să ne ajute să ținem pacea Lui care ne-a dat-o. Să ne ținem pacea, să ne rugăm pentru poporul acesta, pentru familiile poporului acestea. Și Domnul să se îndure de noi și să ne binecuvinteze în marea Lui milă și în marea Lui îndurare. Amin.